Desemnarea președintelui PSD Marcel Ciolacu în funcția de președinte al Camerei Deputaților este o asigurare a faptului că măsurile sociale și economice necesare, dar și programul de guvernare vor fi susținute și implementate în cel mai scurt timp. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare, în care transmite câteva dintre măsurile care vor fi luate pentru români și pentru România de la 1 ianuarie. Creșterea pensiilor și a salariilor, dar și îmbunătățirea sistemului medical din țara noastră sunt doar câteva dintre măsurile care vor fi adoptate cât mai urgent de către Partidul Social Democrat. De asemenea, salariul minim brut pe economie va crește de la 2300 lei la 2500 de lei și vor fi finalizate autostrăzile Transilvania, Sibiu-Pitești, Sebeș-Turda, Lugoj-Deva, Centura Capitalei, precum și a drumurilor expres Craiova-Pitești și Brăila-Galați, dar și a podului peste Dunăre de la Brăila. Printre măsurile ce urmează a fi introduse de către miniștrii PSD și pe care le vom susține și urmări pentru a fi adoptate începând cu data de 1 ianuarie 2022, se numără creșterea salariului minim brut pe economie de la 2300 lei la 2550 lei, creșterea pensiei minime de la 800 lei la 1000 lei, a 13-a alocație acordată pentru copiii cu dizabilități și a 13-a indemnizație pentru persoanele adulte cu dizabilități. Medicamente antivirale în farmacii eliberate pe prescripție medicală pentru tratarea timpurie a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, diagnostic și tratament ambulatoriu cât mai rapid pentru pacienții COVID-19, testarea extinsă și anchete epidemiologice eficiente pentru restrângerea contaminării, salvarea firmelor strategice românești prin infuzie de capital, lansarea programului Cumpărăm Românește pentru încurajarea achiziției de produse românești și sprijinirea firmelor românești, absorpția în întregime a fondurilor europene destinate agriculturii, plata la timp a tuturor categoriilor de subvenții, digitalizarea economiei și a plăților obligațiilor fiscale pentru toți contribuabilii, a declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. Întreaga lista măsurilor va putea fi consultată după finalizarea audierilor miniștrilor, iar lansarea programului de guvernare va fi făcută chiar de miniștri validați de comisiile parlamentare, care își vor asuma îndeplinirea obiectivelor din acest program.